Salut, sunt Alexandra și vă prezint recomandările culturale pentru astăzi. La Teatrul Metropolis puteți urmări de la ora 19 piesa Gaițele de Alexandru Chirițescu, una dintre cele mai valoroase comedii ale dramaturgiei contemporane românești. Gaițele sau Cuibul de Viesc, așa cum se intitula la începutul anilor 30, reprezintă un text de mare forță dramatică care degajă o energie uriașă. Tragicomedie rară, intens ironică, având o schemă dinamică aproape minimalistă, piesa Gaițele este tăioasă prin modul în care împarte tipologiile, oferind roluri foarte puternice actorilor din prim plan. De la ora 20 la Godo Cafe Teatru se pune în scenă piesa Flori, filme, fete sau băieți. O comedie originală, actuală, despre preferințe, relațiile și înțepăturile eterne între fete și băieți, despre iubire și decizii, o comedie în care fiecare dintre cei prezenți în amfiteatrul de la Jupiter se va recunoaște. Din distribuție fac parte Alex Secăreanu, Paul Ipate, Cristina Gavru și Mihaela Alexandru. De la ora 20 la Teatrul Național București, în sala studio, se pune în scenă piesa Străinii Noapte, o adevărată operă de artă regizată de maestrul Radu Beligan. Florin Piersic joacă rolul lui Pierre, un bărbat în floarea vârstei care, după o noapte petrecută într-un bar, este condus acasă de Julieta, o femeie frumoasă și tânără, care îi dezvăluie însă un secret ce îi va schimba viața. Veniți pentru prima oară aici? Nu! Sunteți obișnuită al locului? Acestea au fost informațiile culturale. Nu ratați programele TV Guide pentru alte informații dedicate timpului liber. Distracție plăcută!